urcați cu asta la Băbana. Unde, domnule, unde vrei să ajungi? Domnule, unde vrei să ajungi? Urcați cu asta la Băbana. Uite, ăsta face stânga. Te stângă ce ești, mă? Îți place pe stânga? Ha, 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 ha. Am glumat. Vrei să-i dăm? Doie, nu-i dăm. De ce să-i dai? Nu vezi că e linie continuă? Unde te aduci, mă, toraidere? Nu vezi, ia uite, vine lumea. Unde veniți, mă? Că e întâi. Buca! Buca! Mega fandare! Mini fandare! Uite așa frumos, mișcă de la stânga la dreapta. Grădina Buftea. Pentru cei grădinăroși. Ăsta mare șanț pe mijloc, aveți grijă cum circulați pe un șanț ca ăsta. Mergeți preventiv prin zonă de sate, pentru că nu știi de unde ți iese o mâță, un pisic, un câine. Un mâță sau un pisic, nu e același lucru. E, de unde dă nisip? De unde dă un nebun ca ăsta? Dar uite cum merge pe șosea. Era gaur acolo. Am înțeles eu, am înțeles. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou. Opa! Pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi explicăm cum mergem prin trafic pentru a înțelege mai bine care sunt riscurile la care ne supunem și să învățați de ceea ce trebuie să vă feriți în trafic. Și nu numai, uite și tu ce frumos e. Uite și tu ce frumos e. Vai, mama mea. Hai acum aici cu ea. Aha, frumos rău. Extraordinar de frumos. Vai, vai, vai. Vali! Unde ești, Vali? Aici zici că e curba aia lor cu cu coasta la Băbana. Urcați cu asta la Băbana. Unde, domnule, unde vrei să ajungi? Domnule, unde vrei să ajungi? Urcați cu asta la Băbana. În Papucești? Și vă duceți până în Papucești. Aici sta drumul frumos. Opa, oh, oh, oh. Opa, oh, oh, oh. Mamă, ia uite bolovani. Aha, gropițe. Ține motocicleta cât se poate de liberă. Ai grijă aici că e mult pietriș. I-am făcut semn din spate, am întins piciorul ca să-i arăt unde e pietriș. La fel aici pietriș. Ține motocicleta cât mai dreaptă pe astfel de suprafețe, pe suprafețe, pentru că este foarte mult lisip. Și în momentul în care motocicleta este strâmbă, ei bine, atunci este posibilitatea să-ți sară roata de pe asfalt. Se desprinde, nu mai aderență și fuge. Mamă, cum e drumul ăsta. E făcut în linie, ești nebun. Le-a făcut asfaltul și după aia, ia uite ce am simțit eu, cum se duce așa de toată motocicleta în stânga. Aderență zero. Vai, mămica mea. Mamă, ce i-aș da pe aici. Hei, cățeaua Leica, asta e aia, dar a fost, nu? E aia, dar a fost în spațiu. Mamă, găuri, praf. Multe găuri și mai mult praf. Mâncă-ți ești gura ta. Bă, mamă, ce e drumul ăsta, frate? De ce m-ai adus pe aici? Nu știam drumul, pare rău. Păi ai mers în față până acum. Mă iert? Să iartă de data asta. Ce? Îți dau o ciocolată. Abia aștept, hai. Ți-a plăcut asta? Semnalul? Aștept să-mi dea o ciocolată acum. Dau o ciocolată. Hai că ăla face dreapta. Haide, 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 haide. Haide, haide, haide. Haide, haide. Haide, haide, haide. Haide, haide, dă-i tare. Dă-i. Mamă, mamă. I-ai dat prea tare, vericu. I-ai dat prea tare. Ha, pute ambreiaj. Unde ieșim aici, vericu? Ieșim la Mogoșoaia. Și eu un bătrân cu un burete în deget și cu unul în nas. Vreau să zic un deget în buric, dar mi-a ieșit un burete în deget. Atâta s-a putut. Uite un câine!
ne dăm așa, mai pe mijloc o leacă. Aha, ce țanțoș merge el. Zonă de blocuri. Ce ne așteptăm să iasă de aici? O minge, o mașină și niște copii. Cam la asta trebuie să te aștepți. Hai, boss, că de aici asta-i drumul. Să trăiască! Știți, dragilor, de unde există... Oh, te pup înapoi! Cu stimă, cu drag și cu respect! Numai bine! Să fiți sănătoși! Să vă mulțiți! Ca copiii! Adică spre deloc! Ah, salut, salut! Dragilor, știți de unde există... De unde se trage semnul ăla cu salutul militar? Păi, în antichitate, când se băteau gazelii între ei cu sulițe, când erau ei atunci împănați cu tot felul de armuri, înainte să se bată, ei aveau un cozoroc foarte mare la cască. Și înainte să se apuce de luptă, practic ei ridicau acel vizor să se uite ochii în ochi, iar după ce se uita ochii în ochi, îl trăgeau înapoi în jos și începea lupta. Cam de acolo a plecat și treaba asta și a rămas așa împământenit salutul ăsta cu mâna la tâmplă, că nu știi ce se întâmplă. Opa! Nu e sănătos. Doamna, doamna, stați acolo, că stați bine, cu o mână în nas și cu o mână pe mine. Uite, ăsta face stânga. Te stângăcești, mă? Îți place pe stânga? Ha, 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 ha. Am glumat. Mi-a intrat o lacrimă în ochi. Stai că iese autocarul, bă. Stai că nu mai iese autocarul, bă. Ma. Pune, bă, frână, bă. Unde te duci așa tare? Nemilosule, tragi de motocicleta aia în ultimul hal, unde e armura? Unde e echipamentul? Luați-vă echipamentul cu voi! Că așa e bine, să porți echipament din plin, din belșug, să aibă tot românul, tot echipamentul. Ar fi frumos și la noi să bage echipament din ăsta obligatoriu, cum este, cred că din câte am înțeles eu, în Olanda. Mănuși obligatorii, bocanci obligatorii, geacă și cască, da? Patru elemente, patru. Mănuși, geacă, bocanci, cască. Da, patru elemente obligatorii, ca în Olanda. Ar trebui și la noi să fie la fel. Cât câmp! Ar fi superbă toată treaba asta, să avem și noi așa ceva în Românica noastră. Să fie, frate, obligatoriu echipamentul. Da, mi se pare normal, mie așa mi s-ar părea. Eu fără astea patru elemente, eu nu ies din casă, frate. Nu ies cu motocicleta, pur și simplu, pentru că și în 20 de metri tu poți să piși, poți să scapi motorul pe loc, pică motorul pe tine, a, revederi și o rotulă de 300.000 de euro. N-ai să-i dai să-ți iei alta. Și nici după operație nu mai ești la fel niciodată ca înainte. Și de asta zic, aș băga și eu, frate, să fie obligatorie până la urmă, că... Să încurajăm și noi respectarea și purtarea echipamentului, pentru că din câte am văzut, asta e un subiect separat pe care vreau să-l discut. Mulți motopolițiști nu îl poartă, deși îl au din dotare, da? Adică îl primesc pe gratis. Adică ce exemplu dau ei față de noi? Nu dau niciun exemplu! Tu unde ești, mă? Ești în dreapta. Încurge ochiul în dreapta. Nu mai încurge ochiul. Îți văd umbra. Uite câinile ăsta ce aleargă. Ham, 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 ham. Da, măi, superstițioși și superstițioase. Mă bucur foarte mult că am reușit să facem încă un episod de caterincă. Trece trenul cu zestrea de la Roș. Unde ești, mă? Nu te văd, mă. Stai în unghiul mort. Îi dăm? Să-i dăm? Eu nu știu, să-i dau, să nu-i dau. I-aș da, mă, i-aș da. Vrei să-i dăm? Noi, nu-i dăm. De ce să-i dai? Nu vezi că e linie continuă? Unde te aduci, bă, raidere? Stai potol la tine acasă, pe bandă.
Nu vezi, ia uite, vine lumea. Unde veniți, mă? Că e întâi, trebuie să vă duceți către București. Cum să veniți? Ăștia nu sunt sănătoși, la cal, mă. Ăștia nu sunt sănătoși. Cum, bă, să vii când tu trebuie să te duci spre București? Trebuie să intri în București, că mâine se lucrează. Tu nu, tu pleci. Ție nu-ți place cu dusul, ție-ți place cu venitul. Unde te grăbești, Vericu? O ai pe Verica în spate, stai cu minte. Mi-a mușcat limba. Mamă, ce dor mi era. Să ce? Să-mi lăcrimeze ochii pe motocicletă. Ia uite-l pe ăla cum face cu mâna. Ia uite-l pe ăla, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Dă tăticu la pedale, dă tăticu tare, tare, dă tăticu la pedale. Te-am adus la izlaz. O să facem două vloguri cu el mai încolo. Te-am adus pe izlaz, îți place? Aici, să vii cu vaca de mâine aici. Să nu uiți locul ăsta. Să-mi spuneți în comentarii ce tutoriale despre motocicletă vreți să faceți, dacă să mai facem caterincă de pe motocicletă. Eu am fost Motorider, nu uita să fii și tu un Motorider de pe www.motoridershop.ro. M-ar ajuta foarte mult dacă ai susține această comunitate prin apăsarea butonului Join și alăturarea la membrii acestui canal. Eu am fost Motorider, le mulțumim sponsorilor noștri de la înmișcare.ro. Până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine, pa!